România mai are doar 3 locuri libere la terapie intensivă. Bilanțul transmis de grupul de comunicare strategică aduce zilnic noi recorduri de pacienți cu forme grave ale bolii, a căror viață depinde de aparatele de oxigen. Nici ziua de astăzi nu a făcut excepție. Peste 1600 de români sunt la ATI acum, iar bilanțul infectărilor se menține pe o pantă ascendentă. Sunt tot mai mulți bolnavi, iar sistemul sanitar se apropie din păcate de colaps. Medicii sunt la limita puterilor și spun că nu mai fac față. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit acest subiect și are mai multe informații. Bună seara, Carmen. Câți oameni s-au îmbolnăvit de ieri până astăzi? Bun găsit, Marius. Față de ieri putem observa într-adevăr că au fost raportate mai puține cazuri noi, însă acest lucru se întâmplă și pentru că au fost făcute mai puține teste, așa cum se întâmplă de altfel în fiecare weekend. Cu toate acestea, situația rămâne îngrijorătoare pentru că în ultimele 24 de ore s-au îmbolnăvit peste 10.000 de români, iar 164 dintre ei sunt oameni care s-au reinfectat de această dată. Cele mai multe cazuri sunt anunțate în capitală, unde s-au îmbolnăvit de ieri și până astăzi peste 2.800 de bucureșteni. În aceste condiții, rata de infectare a ajuns deja la 13,60 și astăzi observăm, din păcate, un număr mare de decese. 211 români care erau infectați cu virusul SARS-CoV-2 au murit în ultimele 24 de ore. Vorbim aici despre 99 de bărbați și 112 femei. 8 pacienți au pierdut lupta cu boala, cu toate că nu aveau alte probleme de sănătate. Situația gravă din sistemul sanitar ne arată cât de dură este varianta Delta a virusului SARS-CoV-2. În acest moment, în spital sunt internați peste 16.000 de români, iar 1.603 se află acum la terapie intensivă. Tot la ATI se află în acest moment și 31 de copii care luptă să trăiască. În acest moment, în toată țara mai sunt libere doar 3 paturi la terapie intensivă, 2 în București și 1 în Constanța. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost efectuate peste 18.000 de teste PCR și peste 25.000 de teste rapide antigenice.